Ion Călinoiu a subliniat că tot acest conflict trebuia gestionat pe cale legală, nu prin declarații de presă. Totuși, el a lăsat să se înțeleagă faptul că acuzele de fals și uz de fals au la bază conflictele dintre managerul Nicoleta Manu și șeful laboratorului de analize din cadrul Spitalului Județean Aurelian Udriștoiu. Este o bilă neagră pentru cei ce conduc activitatea spitalului, deoarece n-au spirit de echipă. N-au asigurat și la început, cerut de la capul locului. Ce vreau să facă? Să-și acopere neregulile între ei, să nu apară în presă, să nu ajungă la ministru? Astea e măsurile corespunzătoare. Foarte bine au procedat, dar nu trebuie dezbătute până nu se văd deciziile. Am sesizat asta, am făcut asta, dar ei au cunoscut, după cum bine știți, aceste nereguli și medicul a venit la mine. Dom'le, a venit să-mi spună nu știu ce și nu știu cum. Și eu am spus, dom'le, dacă a venit așa, acționează potrivit legii. Pe partea cealaltă sunt nereguli în laborator, acționează potrivit responsabilităților care le ai. Și atunci ei trebuie să vină cu decizii, nu cu dezbateri publice. Peste 500 de buletine de analiză au fost eliberate fără ca pacienților să li se facă testele necesare. Neconformitățile au fost descoperite în urma unui control intern efectuat la solicitarea actualului manager Nicoleta Manu. De precizat este faptul că ilegalitățile s-au petrecut în perioada în care spitalul era sub management privat. În ceea ce îl privește pe Ion Călinoiu, acesta dă semne că nu este deloc mulțumit de cum a gestionat Nicoleta Manu problema. S-a grăbit cu declarațiile, a creat panică. Evident că am sunat-o, mi-a trimis astăzi raportul ca dovadă că eu n-am știut de acest lucru și am răspuns. Dacă nu știi să stabilești echilibru și atmosfera sănătoasă de lucru, ai putea să-ți faci bagajele. Consilierul județean din partea PDL, Dan Vâlceanu, a criticat de mai multe ori modul în care este condus Spitalul Județean și de această dată el a adus câteva acuze, însă și la adresa conducerii Consiliului Județean, care are în subordine unitatea medicală. Această instituție și președintele Consiliului Județean au un rol important în ceea ce se întâmplă la spital și în viitoarea, să spunem, direcție pe care spitalul o va lua, din punctul ăsta de vedere. Da, din punctul meu de vedere, nici societatea comercială care în acest moment îndeplinește actul de management la Spitalul Județean și nici managerul pe care această societate l-a numit nu își fac datoria așa cum noi ne așteptam în momentul în care am gândit externalizarea managementului la Spitalul Județean. Scandalul ăsta e un pas spre renunțarea la managementul privat? Nu știu dacă e un pas, dar oricum, din punctul meu de vedere, această societate comercială și managerul care conduce acest spital în acest moment ar trebui să plece, fără niciun fel de problemă. Luna aceasta se împlinește un an din momentul în care Spitalul Județean Târgu Jiu a fost preluat de o firmă privată. Cu această ocazie se va trage linie și se va analiza activitatea unității sub această formă de conducere.